Studenții Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași au început să construiască un nou monopost după ce au fost admiși până în prezent la 3 curse de Formula Student, ediția 2022. Competiția a fost suspendată în timpul pandemiei, dar profesorii și studenții de la Tuiași vor participa anul acesta, începând cu luna iunie, la cursele organizate în Italia, Olanda și Croația. Aceștia s-au înscris și la etapa din Spania, dar rezultatele nu au fost încă anunțate. Înscrierea în această competiție sportivă nu presupune doar abilitatea de a construi o mașină de curse conform tuturor instrucțiunilor. Studenții au intrat în competiție cu alți tineri din toată lumea, le-au fost testate cunoștințele de inginerie, motorsport, dar și de cultură generală. Deja au fost achitate taxele de aproximativ 2000 de euro fără TVA pentru a participa la primele două curse din Olanda și Italia. Formula Student înseamnă un mod de viață pentru studenți. Formula Student atrage studenții pasionați. Asta ar fi cuvântul cheie pentru tot ce înseamnă Formula Student. Este o licență internațională. Este un concurs care se desfășoară de multă vreme. Este un complex, dacă vreți, de manifestări care se desfășoară în diverse puncte din Europa, la care participă foarte multe universități. Anul acesta, studenții noștri s-au calificat la niște competiții în Italia, în Spania, în Croația și în Olanda. Sunt, de fapt, niște concursuri. Nu este pur și simplu un concurs ca la Formula 1. Este un concurs de proiecte tehnice. Studenții vin cu niște inovații, vin cu niște aspecte care țin de realizarea unui astfel de monopost. Peste 15 ani de când proiectul Formula Student se desfășoară la nivelul universității, studenții vin cu proiecte noi, inedite, pentru a participa la cât mai multe astfel de competiții. De această dată, studenții de la Facultatea de Mecanică, Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial, cât și de la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației au un nou deadline ca în următoarele 2 luni să finalizeze automobilul pentru curse. E o mândrie, pur și simplu, pentru mine și de muncit muncesc foarte mult. Vin la 8 dimineața, îmi fac treaba, facultatea și apoi uneori stau până la 10 seara tot aici și încerc să fac ceva. Va fi finalizat în aproximativ 2 luni. Plus minus. Nu știm niciodată, problemele apar și deficituri de fonduri există. Monopostul acesta are posibilitatea de a bate orice record în lume și, nu știu, pasiunea mea turnată în el. În acest moment, 18 studenți s-au organizat și s-au apucat de tăiat, sudat și de construit monopostul cu care vor concura la Formula Student. Munca lor a devenit o pasiune, timpul lor liber fiind dedicat proiectului. Păi, în primul rând, ne împărțim pe departamente, fiind o echipă ca să funcționăm mai ușor. Avem departamentul de proiectare, de documentație și, bineînțeles, construcție. Și aceste departamente sunt împărțite cum ar veni în subcategorii, departamente mai mici, unde se împarte munca pentru fiecare exactă și le dau la fiecare un deadline, ca să știu că se face treaba pe rând și se face cum trebuie. Am început cadrul, l-am sudat și urmează să punem motorul pe el. Motorul mai trebuie puse injectoarele, urmează și bobinele, după care, după montarea motorului, vin sudate și făcute și brațele de pe față și ansamblu de suspensii pe spate, după care ansamblate și roțile și fuzetele. Urmează ansamblu pedalier, scaunul, coloana de direcție, după care caroseria și cu partea de aero. Probele constau în susținerea proiectului în fața comisiei formată din ingineri de la cele mai cunoscute companii de profil din lume. Alte probe vizează siguranța monopostului, inclusiv un tilt test în care mașina este înclinată la 60 de grade, cu tot cu pilot înăuntru, pentru a vedea dacă aceasta se răstoarnă. Sunt probe de zgomot, de frânare, iar dacă toate acestea sunt trecute cu brio, are loc competiția sportivă în care echipa concurează pe circuit cu monopostul creat alături de alte echipe din toată lumea.